Nu păstă multă vreme, zice Domnul, voi închide cerul din nou. Izvoarele, zice Domnul, prin Duhul Sfânt, vor seca. Iată, zice Domnul, prin Duhul Sfânt, pământul nu-și va mai da roadele, zice Domnul, soarele își va pierde din strălucire, munții vor fi retezați, zice Domnul, prin Duhul Sfânt și vor fi una cu pământul. Il cobena ghiotfil. O jale mare va cuprinde, zice Domnul, prin Duhul Sfânt, întreg pământul și mulți în vremea aceea vor căuta să se lase de dumnezeire și de puterea care a pus-o în ei. Dar pentru tine, zice Domnul, și iată, pentru cei ce vor urma după tine, zice Duhul Sfânt, anunț, zice Domnul, vrem de înviorare câtă vreme rămâi lângă mine. Caută să mijlocești pentru vremurile acelea, zice Domnul, că ceată nu-s departe de a se împlini, zice cel ce este viu. De aceea dă-ți toată silința astăzi, zice Domnul, să iei hotărâri. Cu privire, zice cel ce-i sfânt, unii la mântuire, iar alții să strângă rândurile, zice Domnul, să caute să rămână în picioare pentru vremurile acelea, zice Domnul, prin Duhul Sfânt. Căci iată, unii, zice Domnul, vor fi dați la moarte, alții, zice Domnul, vor fi înălțați de oameni îndrăgătorii și pus în slujbe după inimile lor, doar se vor lăsa de mine. Așa vorbește Domnul. Va fi o vreme de încercare și o cernere mai mare, zice Domnul, prin Duhul Sfânt, cum nu s-a pomenit până acum. El globa ramiu de grobiot vriglet, dar cel ce va rămâne, zice Domnul, lângă mine, nu va duce lipsă nici de pâine, dar nici de apă. Căci mă voi îngriji, zice Domnul, de unul fiecare în parte și se va cunoaște că sunt Domnul care intru în lucrarea care am făgăduit-o de la început. Așadar, zice Domnul, prin Duhul Sfânt, căutați să vă pocăiți. Căutați să strângeți rândurile. Iubindu-vă, zice Domnul, da, având simțăminte unii față de alții, în dragoste și nu în prefăcătorie, zice Domnul, făcând astfel, veți înainta. Eu văd și vin, zice Domnul, și răsplătesc. Amin.